ne-au reamintit, ne-au adus în actualitate ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Prin jertfa sa, ba mai mult, mi s-a reamintit și de ceea ce a făcut pentru noi după ce a plecat în cer, trimițând făgăduința, Duhul Sfânt. Pentru toate acestea să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Dacă în mod personal am avut parte de ele, asta fiecare se poate cerceta. Tocmai în vederea aceasta și cu atât mai mult că este astăzi cina Domnului, vă citesc, recitesc de fapt 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 28. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Eu aș propune o cercetare numai, nu doar pentru cei ce s-au hotărât să rămână la cină. În primul rând ei. Dar de ce ar fi o cercetare mai puțin atentă a celor ce nu rămân? Dar de ce n-ar putea să cerceteze și copiii, tineri? De aceea, haideți să fim atenți la cuvântul acesta. Eu cred că cercetarea de la cina Domnului, în mod deosebit despre asta vorbim, e foarte importantă pentru că cina Domnului este singurul act de cult repetitiv care trebuie, are menirea să ne aducă în față trecutul, prezentul și viitorul. Ne amintim de jertfa Domnului, dar privim în perspectivă, e o făgăduință ce a făcut-o Domnul la cină, la momentul instaurării împărăției sale, de altfel, până atunci se va serba cina Domnului. Pe de altă parte, cina Domnului este evenimentul la care ne putem verifica deopotrivă. Dacă am vorbit părinților, cei care nu sunt părinți, n-au copii, ar putea să spună, asta îi privește pe ceilalți. Dacă ne-am adresat tinerilor, m-ar spune unii, am trecut de vârsta asta. Dar la cina Domnului toți suntem deopotrivă. Pentru toți este normal să ne cercetăm. Doamne, ajută-ne! Așadar, să privim întâi la cercetarea de sine. Spune Scriptura, vă citesc și din 2 Corinteni, capitolul 13, un alt îndemn al Apostolului Pavel, versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă, dacă sunteți în credință. Și foarte concret, pe subiect, pe voi înși vă cercetați-vă, nu pe alții, fiecare pe sine. Dumnezeu ne-a rânduit un martor prin care să ne putem verifica, să-L întrebăm. Citiți împreună cu mine Romani, capitolul 2, unde este vorba despre conștiință. Expresia în traducerea noastră, cuget. Roman 2, versetul 15. Aici scrie despre cuget și gânduri. Gândurile îmi amintesc ce am făcut și cugetul îmi aprobă sau îmi dezaprobă ce am făcut. Citim partea finală a versetului. Acestea, deci gândurile și cugetul, sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Din aceeași epistolă citim capitolul 9 și astăzi nu uităm, vorbim mai mult despre Duhul Sfânt, dar iată unul din rolurile Duhului Sfânt. Roman 9:1. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, conștiința, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Martorul acesta îl avem cu noi în orice împrejurare. Când vorbim cu sinele nostru, cum zice la un moment dat profetul Isaia despre evrei de atunci, că nu intrau în sine să-și vorbească. Poate ați auzit oameni care vorbesc așa cu voce tare, dar cel puțin cu o voce înceată, noi toți putem vorbim cu noi înșine. Ia gândește ce ai făcut. Doar cine știe mai bine ca tine ce ai făcut? Cum zice 1 Corinteni 2, 11, nimeni nu cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului. Noi putem vorbi cu inima noastră. Conștiința este martor. În aceeași idee scrie în a doua Corinteni, capitolul 1, versetul 12. La
lauda noastră este mărturia pe care ne dă cugetul nostru. Deci cugetul te aprobă, te dezaprobă, îți recunoaște meritele, prin har vorbim, sau te critică, sau chiar te osândește. La fel spune și Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 3, citim de la versetul 19. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne osândește inima noastră. Versetul următor, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, cum ne osândește? Prin mărturia conștiinței. Avem îndrăzneală la Dumnezeu, dar care este osândit, este socotit vinovat, n-are îndrăzneală și cum va fi și astăzi, poate pentru unii, la cina Domnului. Sau uneori n-avem îndrăzneală în a ne ruga înaintea Domnului, în a intra într-o anumită lucrare. Sau avem teamă cu privire la moarte, cu privire la mântuire. Să lăsăm așadar conștiința să-și facă rolul și să ne cercetăm. Doamne, ajută-ne! Se spune că într-o sală de tribunal, un avocat a forțat puțin nota ca să încerce dacă poate să își scape clientul, care era acuzat de o crimă, cu referire la un om cu care umblaseră împreună și care nu se mai știa unde este. Și avocatul zice, domnul judecător, drept dovadă că clientul meu nu este vinovat, în următoarele minute, cel care spre voi spuneți că l-a omorât, va intra pe ușă. Vă dați seama, s-au orientat spre ușă, n-a venit nimeni. Și zice avocatul, care cunoștea bine chestiuni de procedură, nu vă puteți pronunța, fiindcă v-ați uitat la ușă, asta înseamnă că n-aveți siguranță că l-a omorât. Dar nici judecătorul n-a fost mai prejos, a zis, eu trebuia să mă uit la ușă pentru că e datoria mea să iau în calcul toate probele. Dar în același timp m-am uitat nu numai la ușă, m-am uitat la clientul tău, el nu s-a uitat la ușă. El știa că mordul n-are de unde să vină. Dragii mei, mărturia cugetului nostru, dacă lăsăm glasul conștiinței să se audă clar, ne va ajuta să ne identificăm, să ne recunoaștem cine suntem. Amin? Și ascultați-mă ce vă citesc din Evrei 9. Scrie aici, și asta cu refer la jertfa Domnului ca să o prețuim așa cum se cuvine. 9:9. Vorbește despre sistemul mozaic de la templu, de la cort. Se aduceau daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Deci cugetul evreului spunea, până un alt e bine că m-a dus o jertfă, dar ceva nu-i destul. Îi spunea că mai trebuie ceva, că trebuia să vină mielul binecuvântat de Dumnezeu. Și prin Domnul Iisus scrie aici în versetul 14, sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, ascultați, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Adică, fratele meu, la cina Domnului lasă-ți conștiința să lucreze. Că, de fapt, conștiința ta poate fi curățită tocmai de sângele Domnului pe care noi astăzi îl serbăm aici și îl servim. Binecuvântat să fie Domnul care ni s-a dăruit. În al doilea rând, continuă-și cercetarea de sine și prin observațiile altora. Bine ar fi între prieteni, mi spuneam că și tinerii s-ar putea cerceta, chiar dacă nu sunt pentru cină, că nu sunt botezat. Spune Scriptura în Proverbe, capitolul 27, citesc versetul 5 și 6, mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Sau voi, fetelor, sau noi toți ceilalți. Ai un prieten, cei din casă trebuie să fie primii prieteni. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Să ne sesizăm, sau mai frumos ar fi, uite, asta nu vă citesc, să găsiți voi în Biblie dacă chiar vă interesează. Cine a zis către prietenul lui, dacă sunt vinovat, să nu mai mă duci până la împărat care vrea să mă omoare? Pedepsește-mă tu, spune-mi tu dacă sunt vinovat.
E primit și dacă prietenul face o sesizare, băi, nu te porți frumos. Dar dacă vrei să te cercetăm, ar trebui noi să întrebăm, cum se spune spre Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru Macedon, că avea doi consilieri, unul dimineața îi trăja atenția, ai fi tu rege, dar fii atent ce faci. Și celălalt seara îi spunea, astăzi totuși n-ai fost demn. Sau cineva citit că și-a dat afară un consilier pentru că niciodată nu îi făcea observații. Și-a zis, dacă nu le vezi, înseamnă că n-ai capacitate, dacă nu-mi spui, înseamnă că nu mă ajuți. Da, o prietenie trebuie să ajute la a ne cerceta, să ne spună dușmanii la supărare ce am greșit. Să întrebăm pe ei cu ce suntem de vină, ce a observat vinovat în viața noastră. Apoi, și asta fără să mai citim, știți, în Levitic 13 și 14 scrie că atunci când apărea lepră, pe trup sau pe casă, acolo spun versetele, să te arăți preotului, să se ducă la preot și să spune, mi se pare că în casa mea este o rană de lepră. Dragii mei, la mărturisire mergem să ne liniștim conștiința, dar și să ne ajutăm cu observațiile celor la care ne mărturisim, care are obligația aceasta, aș spune, ca să mă ajute să am o mărturisire mai completă și să mă cercetez. Cred că poate vi s-a întâmplat să vă mărturisiți și celor la care v-ați mărturisit să vă întrebe, da, în privința asta nu ești vinovat? Poate nu ți s-a părut că ești de vină sau poate ai vrut să o treci cu vedere. Ba mai mult, noi trebuie să ne completăm cercetarea de sine cu observațiile altora, ținând cont și de cugetul altora. Ascultați-mă ce vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 8. Versetul 10. Dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, te duci în locuri vinovate sau te expui pe internet într-un mod vinovat. Și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, fratele tău pentru care a murit Hristos. Versetul 12. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Deci ar fi corect să îi întrebăm pe ceilalți, nu te deranjează felul în care eu mă port? De ce n-ar intra și îmbrăcămintea la capitolul ăsta? Vorbele noastre, fetelor de exemplu, sau surorilor în general, că la femei e mai ispititoare îmbrăcămintea sau felul în care nu-și acopăr trupul. Întrebați pe un frate care sunteți fete și aveți un frate sau pe cineva, sau slujitorii, cum spuneam, ce ziceți, nu e o provocare felul în care eu mă îmbrac? Felul în care vorbesc? Băieților, cei care conduceți mașini, sau și fetele au permis, cum ți se pare modul în care eu conduc mașina pentru cei care mă văd? Ce zici de felul în care m-am comportat? Așadar, nu uitați, să ne cercetăm prin mărturia conștiinței, dar să ne cercetăm și prin observațiile celor din jurul nostru, a prietenilor, a slujitorilor, și a oricui, având în vedere nu doar cugetul nostru și cugetul lor. Amin? Acum nu mai e timp pentru cina asta să facem așa, dar putem să o facem mai departe. Doamne, ajută-ne! Și în al treilea rând, ascultați-mă bine, să ne desăvârșim cercetarea de sine înaintea lui Dumnezeu. Se ruga David, Psalmul 139, versetele 23 și 24. Noi obișnuim, înainte de cina Domnului, să ne rugăm, dar ne rugăm și până atunci. Trebuie să folosim cuvintele astea, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile. Doamne, fă-mi o analiză, un inventar de fond. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Conștiința poate fi nedesăvârșită, ceilalți pot să fie parțial sau subiectivi, dar Dumnezeu poate să ne cerceteze cu adevărat. În primul rând, rețineți, oricum o faci. Scrie în Psalmul 11, versetul
4. Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul și are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. E mai bogat cuvântul în psalmul 33 și în alt psalm scrie, de asta din 33 îmi place mai mult, 33:13. Copii, băgați de seamă la citesc aici, am întâlnit în Spania un copil care nu vrea să iasă într-o zi afară. Și mama a zis, totdeauna ai vrut să ieși în parc, locuiau la bloc. Și dar nu că mă vede Domnul Iisus, că zice, mi-am făcut freză. Știa și el ceva. Domnul privește înălțimea cerului și vede pe toți fiii oamenilor să rugăm pe Dumnezeu să ne cerceteze, că oricum ne cercetează. Dar uneori nu suntem conștienți. Din locașul locuinței lui, el privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți, adică atunci când ne cercetează, vrea să ne îndrepte pe calea cea bună. Și ia aminte la toate faptele lor. Da. Deci în Evrei 4, astea sunt doar așa câteva versete de referință, dar Scriptura e plină de astfel de evidențe. Evrei capitolul 4, versetul 13. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul e gol și descoperit înaintea ochilor celui a care avem a face. Da, așa este. Vreau să vă dau câteva dovezi din istoria biblică, ca să știți că Dumnezeu cercetează pe toți. Când a fost potopul lui Noe, ce gândiți? Putea să mai fie vreun sfânt pe undeva, vreun credincios și Dumnezeu să-l fi uitat, să-l fi înnecat apa? Nu. No. Scrie acolo în 6:5 că Dumnezeu a văzut că toate întocmirile oamenilor, orice făptură stricase calea. Nu știu ce populație a fost atunci, dar se mulțiseră că trăiau mult și aveau mulți copii. Să ne gândim în un alt moment, vremea lui Iov. Iov 1:8, 2:3. Zice Dumnezeu, ai văzut pe robul meu Iov, nu-i niciunul ca el pe pământ. S-ar fi putut în înger să spună, Doamne, eu aduc raportul regulat, mai este unul, mai bun ca ăsta. De unde știa Dumnezeu că Iov e cel mai? Pentru că cercetează pe toți. S-a predicat aici joi seara despre David, scrie în 1 Samuel 13:14 și 16:1, zice, am ales pe unul din fiii lui Isai. Mai înainte zice lui Samuel, și am ales pe un altul. Da, cum de l-a ales? Ori era altul mai bun ca David? Eu cred că Dumnezeu i-a cercetat absolut pe toți evreii. Ce vârstă avea David atunci? Era un adolescent. De-aia v-am spus, băi copii, cercetați-vă și voi. Dumnezeu vă cercetează și acum să vadă ce stare aveți, care vă este ascultarea de părinți, cum veniți la fanfară, cum cântați, ce faceți. Dumnezeu cercetează pe toți oamenii, pe președinți și pe cerșetori, așa deopotrivă. Cum să nu ne cercetăm? Că oricum ne cercetează. În al doilea rând, cercetarea lui este foarte, foarte profundă, foarte sigură. Iată ce zice David în Psalmul 139. De aceea, dragii mei, să nu facem greșeala în rugăciune, să nu fim sinceri. Nici dacă ne rugăm în public, mai bine să spunem alte cuvinte. Sau când vorbim cu alții. Dumnezeu e de față și ne vede, ne știe. 139, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Nu doar că fizic, în ce poziție sunt. Versetul 4, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. O știință atât de minunată, mai presus de puterile mele, e prea înaltă ca să o pot prinde. Și zici, el, dacă m-ar duce încoace sau încolo și dacă mor, totul, totul, Doamne, pentru Tine e ca lumina. Doamne, marește! Zice David, care era conștient de asta lui Solomon, și asta i-a răspuns pentru tineri, versetul ăsta, eu recomand tinerii să-l știe pe de rost, 1 Cronici 28:9. Este concentrat acest verset, 1 Cronici 28:9. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău, slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Și acum atenție, căci Domnul cercetează toate inimile
și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Doamne, chiar așa? Întorceți pagina 29 cu 17. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima, că iubești curăția de inimă. Da, Dumnezeu oricum cercetează și cercetează foarte, foarte profund. Să nu ne lăsăm numai cu cercetarea noastră, să rugăm pe Domnul să ne cerceteze. Zice în Proverbe 16 cu 2, toate căile omului sunt curate în ochii lui. S-ar putea, după părerea mea, să cred că nu sunt vinovat. Ba mai mult în vremea noastră, unii spun, am libertatea asta, mie așa îmi place. Dar de une și până une, eu stabilesc ce e bine și ce e rău. Și zice versetul, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Doamne, spune-mi care este părerea Ta despre mine. De aceea este bine să avem mesaje profetice. Să fim atenți, poate Domnul ne vorbește printr-un vis. Sau cuvântul când se predică ne face să ne vedem cine suntem și să ne prăbușim poate înaintea Domnului, cum scrie despre Iov la finalul cărții sale, Doamne, m-am nimic de spus. Domnul să aibă milă de noi. Și în al treilea rând rețineți, cercetarea Domnului se lasă cu sentințe. În 1 Corinteni 11, fiind vorba de cina Domnului, scrie aici, pentru că unii nu s-au cercetat, versetul 31, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar uneori noi spunem că ne-am judecat singuri. Dar conștiința, dacă nu e luminată de Duhul Sfânt, dacă nu m-am supus observației altora și dacă nu m-a rugat să-mi vorbească Dumnezeu să-mi arate ce nu văd, putem fi judecați și pedepsiți de Domnul. S-ar putea Domnul să nu spună când m-a cercetat dacă nu-L întreb. Dar o să aflu eu când o să fiu pedepsit. Și poate mă voi întreba apoi, Doamne, de ce? Să ne cercetăm. Zice Proverbe 24 cu 10, cine poate zice mi-am curățit inima? Este Proverbe 20 ăsta, dar din 24 vă citesc versetul 10, care spune, dacă zici, ah, n-am știut, s-ar putea noi să ne încercăm să ne scuzăm. Crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Se spune că într-un salon a intrat un om, un frizer, vroia să bărberească oameni. Și unul zice, nu mă bărberești și pe mine, a văzut că lui nu-i dă atenție. Ăsta avusese un accident. Și frizerul, așa indiferent, pentru el totul era meserie, îi pune oglinda. Și cum să-i bărberești? Tot aia, n-am cum. În minutele următoare s-a declanșat febra. El nu era conștient, credea că este ok. Era anestezia și medicii au spus, oh, ești bine, te faci, dar el tot era ciopărțit. Când s-a văzut, s-a șocat. Cred că ar fi bine uneori să ne crească și nouă și pulsul și febra. Să rugăm pe Domnul să ne ajute să ne vedem cum suntem. Asta în ochii Lui. Pentru că s-ar putea noi să avem o părere bună despre noi, să credem că suntem în regulă, să fim indiferenți de ce spune Domnul, de ceea ce, de modul în care ne văd alții. Și închei spunând că nu doar la cina Domnului ar trebui noi să ne cercetăm, că cei ce se cercetează aici, uneori sunt nevoiți să spună că nu pot să ia cina luna asta. Bine ar fi să ne cercetăm în mod curent, preventiv. Zice în Efeseni capitolul 5 de la versetul 10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, dar când, după ce am făcut, după ce ne fac alții observații, nu luați deloc parte, o cercetare prealabilă la lucrările rotării întunericului, bancă mai degrabă, osândiți-le și spune aici în versetul 15, luați seama de să umblați cu băgare de seamă și mulțumim Domnului că ne-a dat Duhul Sfânt care poate să ne călăuzească. Dar dacă nu ne lăsăm călăuziți, în urmă când ne vom cerceta, ne vom da seama că de fapt ne-am făcut vinovați față de Domnul, față de frați și poate chiar față de propriul cuget. Să ne ajute Domnul să ne cercetăm la vreme și să umblăm în lumina Domnului.
că oricum vom da socoteală înaintea Domnului, zice Roman 14:12, așa că fiecare de noi are să dea socoteală pentru sine. Cei care aveți firmă, poate mă înțelegeți mai bine, sau care lucrați în domeniu, afacerile unei firme sunt controlate de contabil. Numai că este și inspector fiscal. O, ce bine ar fi! Asta e avantajul nostru. În cazul nostru, Domnul e și contabil și inspector fiscal. Dacă avem un contabil care ține cont de fiscalitate 100%, și când vine inspector, noi de fapt l-am avut pe Domnul și contabil și inspector. Doamne, ajută-ne să ne cercetăm la vreme, ca nu numai la cina Domnului, ci momentul când se vor încheia seriile de cina Domnului și va veni Domnul. Să nu avem mustrări de cuget, să nu ne osândească Domnul și să ne primească cu drag. Doamne, ajută-ne așa să fie. Amin.